Hei, bună dragilor, bună suflete frumoase, sunt aici alături de voi pentru a face talarea lunii octombrie, octombrie-noiembrie, pentru balanță. Am întârziat un pic cu zodiile, luna asta, asta este. Chiar am avut un moment când m-am gândit că nu o să le mai fac, că nu mai pot să le fac, dar uite că am zis că măcar așa câte 10-15 minute pentru fiecare zodie trebuie să acord. Ok, la mulți ani tuturor celor născuți în această perioadă. Vă urez tot ce este mai frumos, tot ce este mai bun și sper să aveți timpul vostru și să vă fie bine și să aveți un octombrie deosebit de frumos. Hai să vedem care sunt energiile pentru luna octombrie și văd aici optimism și evenimente importante. Ești foarte conștientă sau conștient de faptul că un eveniment important urmează odată de 6 noiembrie, poate, sau, nu știu, dar odată de 6 sau odată de 1 este foarte importantă, 16 mai poate fi. Un eveniment important urmează pentru tine și văd că ești cât se poate de optimistă sau optimist. Să vedem așa, în general, ce ție se ție, nu neapărat legat de dragoste, o să facem și pe dragoste imediat. Numai că vreau să scot așa câteva cărți. Văd că totul se schimbă în bine pentru tine. Uite ce frumos. Din toate punctele de vedere. În general. Avem roata norocului, arcană majoră, care arată că lucrurile se vor schimba pentru tine la 180 de grade. Și în ce direcție te îndrepți sau către ce te îndrepți? Către ape mai limpezi, către ceva mai bun, către o schimbare. O schimbare pozitivă. Cât se poate de pozitivă pentru balanță. Doamne ajută! Văd că pe toate planurile îți merge bine. Asta e un lucru extrem de bun. O să strâng cărțile astea, le pun deoparte și haideți să vedem în dragoste, că până la urmă asta vă interesează pe majoritatea dintre voi. Ia să vedem. Pentru balanță, situația, care este situația în dragoste? Cineva își dorește o întâlnire cu tine, cineva care are o pasiune mare pentru tine aici. Văd pasiune, chimie, o chimie nebună, așa, o nebunie aici. Și flirt, flirt, flirt. Ok, cam asta este situația în dragoste. Ce evenimente apar pentru tine în dragoste sau cu cine vei avea de-a face? Îndrăgosteală, măi, dar ce îndrăgosteală aici, ce nebunie. Iarăși 6 de spade, care anunță un drum sau întoarcerea cuiva. Spionaj sau în alte cazuri, dacă sunteți mai ales energii mai tinere, văd aici un drum pe care o să-l faci cu o persoană dragă ție, cineva care o să-ți fie alături la un drum. Mai văd aici asul de încredere, aveți încredere unul în celălalt, e ceva de început așa. Și asul de cupe, începuturi frumoase pentru balanță. Dragoste, dragoste, vai Doamne, ce frumos, și 6 de cupe. Măi, dar ce se întâmplă cu voi? În viitorul apropiat, o dată de 1, o dată de 6, iar mi iese 6, 16 sau 1. Foarte importante datele astea pentru voi. Deci am de 3 ori aceeași dată, vezi? 16, 61, 1 sau 6. Uite, 1, 6, 1, 6. Ce se întâmplă aici cu voi? Ce faceți? Un paș de cupe și un paș de spade. Îndrăgosteală și spionaj. Vă spionați unul pe celălalt. Sufletul tău pereche. Iubirea vieții tale. Parcă urmează să o întâlnești. E un semn. E un semn aici frumos. Cineva de la distanță se întoarce, cineva se întoarce la tine sau faceți un drum împreună. Wow! Eliberează-te! Este momentul să te eliberezi, să iei controlul asupra vieții tale. Nu mai sta închisă în casă, închis în casă. Eliberează-te, dragă balanță, și deconectează-te de la lume. Doar tu petreci timp de calitate împreună cu persoana dragă, dacă ai pe cineva, dacă nu ai pe nimeni, atunci urmează cineva în viața ta, urmează să apară cineva în viața ta și flirt cât se poate de mult, flirt.
Îndrăgosteală. E, draga mea balanță, cred că ai cam pus-o. Ai cam pus-o în perioada următoare. Se anunță aici o nebunie pentru tine. O nebunie, serios. Întâlnești persoana aceea care te dă peste cap, da? Dacă n-ai întâlnit-o deja și ești deja acum într-un flirt cu această persoană. Ok, cavalerul, nu cavalerul, pajul ăsta de cupe. Să văd dacă ești tu sau este celălalt și care-i treaba. Și am aici justiția, cineva care poartă uniformă. Poate fi vorba despre cineva care lucrează în poliție, cineva care are putere asupra anumitor lucruri. Da. Justiția sau o persoană proaspăt divorțată. Cineva care vrea să-și schimbe viața. E o schimbare, e ceva diferit, ceva de diferit de ceea ce ai întâlnit până acum în viața ta. Pajul, ce vrea să spună pajul? Apar niște blocaje aici la paj, ca și cum anumite informații nu ajung la tine sau această persoană care spionează, cineva de la distanță. Cineva de la distanță spionează, dar nu are vizibilitate bună asupra lucrurilor, ca și cum cu greu culege informații. Cu greu. Și mai avem pe aici steaua, speranță, vindecare, cunoaștere. A ști, a cunoaște este cel mai mare avantaj. Steaua, zodia vărsător, mai avem justiția, chiar zodia ta, ești chiar tu aici. Da? Ești chiar tu, balanță. Deci tu ești îndrăgostită, îndrăgostit. Sau urmează să faci acest lucru. Ceva se schimbă în tine, ceva se schimbă la tine. Deși ești o persoană puternică, poate chiar tu ești persoana aceasta care poartă uniformă. Văd că pui mâna pe lama unei săbii. Asta înseamnă că riști ceva, riști să te tai aici. E un mare risc pe care tu ți-l asumi. Și persoana asta cu care tu intri în contact, cu care flirtezi, cu care, da, s-ar putea să te dezlănțui așa cumva, pentru că ești orbită sau orbit de energia acestui om, această persoană încearcă să caute informații legate de tine, nu prea le găsește. Este cineva de la distanță, e și un pic indecisă persoana asta, din câte văd, deci cumva te studiază îndeaproape. Cât se poate de corectă. Sabia asta ar trebui să o ții de mânervă, vezi tu, nu, tu o ții aici de lamă. Mare grijă să nu te tai. E nebunia aia când ești îndrăgostit, când nu mai știi ce să faci, când viața e așa, are alte culori decât cele obișnuite. Și aici mi-arată o persoană singură. Poate că amândoi sunteți singuri, amândoi mi-arată o persoană singură. Relaxare, independență, momentul tău este momentul tău de fericire. Și am iarăși un 6 de spade, dar este întors. Este întors. Asta înseamnă că 6 de spade întors și 9 de monede în picioare. Interesant. 6 de spade. 6 de spade, na, vorbește despre a merge către lucruri mai bune, dar întors nu prea e bun. E ca și cum apare un blocaj. Un blocaj la drum sau e un blocaj, pur și simplu. O răzgândire, o amânare mai poate fi. Ok. Iar aici? Aici avem temperanța. Temperanța vorbește despre zodia săgetător sau marcaje puternice pe săgetător. Se creează ceva frumos, se conturează ceva frumos. Văd aici un amestec între roșu și alb. Viața este roz. Nu știi dacă să stai sau să mergi mai departe în această relație care acum se creează, acum se aprinde, acum e prima scânteie în perioada asta pentru tine. Ok. Cercetător, cineva care tot cercetează, un jurnalist, cineva care culege informații. Iar aici avem împăratul.
Zodia berbec, săgetător, marcaj, așa cumva. Poate că vei avea de-a face cu... Dar aici sunt niște acuzatori, cumva. Cineva te acuză, cineva din berbec sau cineva din săgetător. Văd persoane care în viitor te vor acuza sau vor arăta cu degetul către tine, știi, cumva. Dragă balanță, ce mai faci tu pe aici? Cavalerul de cupe, îndrăgosteală. Da, îndrăgosteală ți iese aici. Mai avem și un capricorn care riscă ceva. Ok, interesant. Bun, deci cam asta faci tu, dragă balanță. Urmează să întâlnești pe cineva, dacă nu cunoști deja această persoană. Hai să mai scot câteva cărți ca și... Ia stai un pic, că am aici un oracol. Tu ești prima zodie. Poate mai găsim ceva informații așa pentru tine, în legătură cu ceea ce urmează pentru tine, dragoste. Ce urmează pentru tine? Noutăți. Noutăți. Cineva are ceva de spus. Ai aici un săgetător care are ceva de spus în legătură cu toată nebunia asta, cu tot flirtul ăsta, cu ceva ce se petrece online. Cineva comunică, cineva vorbește tare, în așa fel încât să audă toată lumea. Și ce mai avem? Bonfire. Iarăși cineva din săgetător. Care-i treaba cu săgetătorul ăsta? Nu știu. Și sincronicitate, parteneriat, egalitate. Pentru unii dintre voi aveți de-a face aici cu un taur, cu cineva din taur, cu care aveți o relație armonioasă. Văd o relație armonioasă între balanță și taur, dar între balanță și săgetător ceva lucruri nu vor fi chiar tocmai bune. Între balanță și leu. Mai văd pe aici ceva. Cineva din leu vrea să îți prezinte niște reușite. Și mai avem și o persoană din fecioară. Balanță și fecioară. Cu care vei avea... Acum, na, nu toate mesajele probabil că sunt pentru o singură persoană. Că de aceea spun și zodiile. Mai văd aici, da, balanță și fecioară. Văd abundență și tentație. A culege fructele, a culege roadele. Dar săgetătorul ăsta îmi stă în cap cumva. Săgetătorul ăsta o să te enerveze. Deci o conexiune nu prea bună cu cineva din săgetător. Ok. Hai să văd unde sunt celelalte cărți, că nu prea mi le-am pregătit chiar pe toate pe aici, pe lângă mine, pentru a scoate un sfat pentru tine. Balanță. Ia să vedem un sfat pentru tine, așa de final. Da, da atenție la ceea ce visezi, vezi, iluziilor și viziunilor pe care tu le ai. Dacă visezi ceva, de exemplu, să dai atenție visului. A fost prima carte. Ceea ce ți apare în vis, ceea ce visezi, este foarte important în perioada asta. Mai văd aici nebunul înțelept. Acceptă-ți greșelile, acceptă-te așa cum ești și învață din greșelile trecutului. Ia totul ca pe o lecție, lasă-le în spate și mergi mai departe. Încearcă să vorbești un pic mai puțin, să empatizezi cu ceilalți și să asculți un pic mai mult. Pentru că te-am văzut în energia pajului de cupe. Pajul de cupe e așa cu capul în nori, visător. Este romantic, este iubăreț, e ca un copil din ăla lipicios, știi? Un copil din ăla care se lipește de cineva și parcă ți este greu așa, știi, să îl refuzi. Dar și lipsa maturității acolo se arată, pentru că aici îmi spun cărțile ca și sfat că ar trebui să fii mai atentă sau mai atent la cei din jurul tău, pentru a nu exista dezamăgirea. Pentru a nu exista relația aceea care la început se pare lapte și miere, după care se transformă în venin, știi?
Cam asta e ideea. Urmează ceva frumos, trăiește momentul, dar cască bine ochișorii și nu uita să treci totul prin sita rațiunii, chiar dacă vei fi îndrăgostită sau îndrăgostit lulea. Bun, cam atât pentru balanță. V-am pupăcit, numai bine, ceau, ceau!